Cele mai importante fenomene studiate de optica geometrică sunt reflexia și refracția luminii. Amândouă sunt fenomene în care se schimbă direcția de propagare a luminii datorită interacțiunilor ei cu mediul prin care se propagă. În studiul acestor fenomene, proprietatea optică a unui mediu care contează este viteza luminii în mediul respectiv. Lumina are cea mai mare viteză în vid, această viteză fiind o constantă fundamentală a Universului pe care o notăm cu litera C mic, iar viteza luminii în vid are valoarea exactă 299.792.458 de metri pe secundă. Valoarea este exactă, deoarece această egalitate este folosită pentru a defini metrul. Uneori folosim valoarea aproximativă de 300.000 de kilometri pe secundă. În oricare mediu, lumina se propagă mai încet decât în vid, iar raportul dintre viteza luminii în vid și viteza ei într-un anumit mediu, notată V mic, se numește indice de refracție al mediului respectiv, notat cu litera N. Deci indicele de refracție al unui mediu ne arată de câte ori este mai mică viteza luminii în mediul respectiv decât în vid. Dintre substanțele cunoscute, cel mai mare indice de refracție îl are diamantul, 2,4. Reflexia luminii este schimbarea direcției de propagare a luminii la suprafața care desparte două medii optic diferite, cu întoarcerea ei în mediul din care vine. Raza care vine la suprafața care desparte cele două medii se numește rază incidentă, raza care pleacă se numește rază reflectată. Punctul în care raza incidentă atinge suprafața se numește punct de incidență, I mare, iar unghiurile pe care le fac cele două raze cu normala N dusă în punctul de incidență la suprafață se numesc unghi de incidență, notat I mic, respectiv unghi de reflexie, notat R mic. Reflexia are două legi. Legea întâi spune că raza incidentă normală la suprafață și raza reflectată se găsesc în același plan, iar legea a doua spune că unghiul de reflexie este egal cu unghiul de incidență. Refracția luminii este schimbarea direcției de propagare a luminii la suprafața care desparte două medii optic diferite cu pătrunderea ei în mediul al doilea. Unghiul R se numește în acest caz unghi de refracție. Și refracția are două legi. Legea întâi spune că raza incidentă normală la suprafață și raza refractată se găsesc în același plan, iar legea a doua spune că raportul sinusurilor unghiurilor I și R este egal cu raportul vitezelor în cele două medii. Demonstrația acestei formule se face cu ajutorul principiului timpului minim și o găsiți în cursul mare de optică geometrică cu titlul Reflexia și refracția. Formula ne arată că dacă viteza în mediul al doilea este mai mică decât în mediul întâi, raza refractată se apropie de normală, iar dacă viteza în mediul al doilea este mai mare decât în mediul întâi, se îndepărtează de normală. A doua variantă are o consecință interesantă, numită reflexie totală, despre care voi vorbi în cursul următor.